Noul an școlar a început cu mult entuziasm și emoție și la Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie, unde în această dimineață sute de copii, părinți și cadre didactice s-au reîntâlnit pentru un nou început. Cei care învață aici au privilegiul ca din acest an școlar să studieze într-o școală care a redobândit titulatura de Colegiu Național. Suntem cu toții la Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie, un eveniment cu o dublă semnificație, pentru că astăzi începem un nou an școlar și cu acest prilej le doresc tuturor mult succes în noul an școlar, să obțină rezultate frumoase pe măsura muncii depuse și totodată marcăm redobândirea titulaturii de Colegiu Național. Este singura unitate de învățământ din județul Hunedoara care în acest an, iată, a redobândit acest titlu de Colegiu Național. Vreau să vă spun că în județul Hunedoara avem 6 unități de învățământ liceale care sunt colegii naționale și 2 colegii tehnice și 2 colegii economice din totalul de 33 de unități de învățământ liceal din județul Hunedoara. Cu acest doresc să le adresez felicitări tuturor celor care au contribuit la acest deziderat. Vreau să vă spun că este un demers destul de complicat, sunt foarte multe criterii și indicatori pe care unitatea de învățământ trebuie să le îndeplinească și iată, comunitatea școlară de la această unitate de învățământ de prestigiu din Orăștie a reușit acest lucru. Alături de elevi și dascăli a fost și primarul urbei, care dă asigurări că școlile din Orăștie sunt pregătite pentru noul an școlar. Atât administrația cât și domnii și doamnele directoare au făcut tot ceea ce a fost necesar pentru a pregăti unitățile de învățământ. Suntem pregătiți pentru noul an școlar, este și o bucurie pentru noi, pentru că anul acesta devenim din nou colegiu și la 800 de ani de atestare documentară, care este de fapt evenimentul principal al acestui an pentru Orăștie, este o mândrie că putem să oferim acest cadru minunat pentru un act educațional adecvat. Este un început în viață pe care trebuie să-l valorifice maxim pentru a deveni niște oameni pregătiți, așa cum am spus, pentru a intra în viață. Cu ocazia redobândirii titulaturii de Colegiu Național, în această dimineață a fost dezvelită și o placă menită să marcheze acest moment atât de important pentru instituția de învățământ.